Angajații firmei de salubrizare din Baia Mare nu vor avea pauză de sărbători. Ei vor lucra și de Crăciun și de Anul Nou. Noi, fiind unitate de foc continuu, vom asigura colectarea și salubritatea stradală în mod continuu. În noaptea de Anul Nou vom avea o echipă care va face curățenie în loc, va menține salubritatea stradală. În ceea ce privește programul de colectare a deșeurilor menajere, acesta va suferi ușoare modificări. Toate platformele de la cartele de blocuri vor merge cu program neschimbat. În cartele de case, având în vedere că Crăciunul și Anul Nou întâi sunt luni, ziua de luni se va colecta sâmbăta dinainte. Deci cei care o să-și depună gunoi afară, o să-l depună sâmbătă în loc de luni. Așadar, abonații care ar fi trebuit să scoată tomberoanele în stradă în 25 și 31 decembrie vor face asta în 23 și 30 decembrie.